Printre primii candidați la primăria Făgăraș care a ales să-și exprime dreptul la vot a fost Gheorghe Sucaciu, candidatul independent la primăria Făgăraș. Alături de soție, el și-a exprimat votul în jurul orei 10 la secția de votare amenajată la Fundația Negru Vodă. E o zi foarte importantă pentru ca în următorii 4 ani Făgărașul să aibă parte de o altfel de administrație. Făgărașul, eu așa cred că acum este momentul zero și cred că următorii 4 ani va fi decisiv pentru Făgăraș și țara Făgărașului. Cătălin Cârjă s-a prezentat la secția de votare în jurul orei 12. El a votat la secția 201 amenajată la Colegiul Național doamna Stanca, alături de soția sa. El a fost însoțit și de președintele ALDE Făgăraș, Ovidiu Popa. În ultima lună, făgărășenii mi-au spus că au observat că sunt implicat în administrația locală și că pricep lucrurile. Asta pentru că mi-am făcut treaba și am fost un om implicat. Astăzi, cred că este rândul ca toți făgărășenii să implice, să vină la vot și să aleagă. Iar la sfârșitul zilei vom vedea dacă vor să mă implic mai mult decât am făcut-o până acum. Astăzi e ziua decisivă pentru făgărășeni, îi vin pe toți făgărășenii să iasă la vot, să facă ceva pentru Făgăraș, să facem ceva pentru copiii noștri, să facem o schimbare în Făgăraș ca să o ducem un pic mai bine față de înainte. Tot la Colegiul Național doamna Stanca a votat și Sorin Mânduc. Împreună cu soția, candidatul liberal la primăria Făgăraș s-a prezentat la secție în jurul orei 13:20. Am văzut sute de oameni plimbându-se pe promenada din jurul cetății și tot atâtea sute de oameni la secțiile de votare, ceea ce e un prim semn de înțelepciune. Astăzi nu este decât o cumpănă, o zi de cumpănă, o treaptă, un prag peste care trecem cu toții, întreaga comunitatea Făgărașului, și am speranța că înțelepciunea oamenilor va triumfa și va fi bine pentru toți locuitorii municipiului Făgăraș, pentru dezvoltarea acestui ținut. Candidatul PSD la primăria Făgăraș, Ioan Negrilă, a votat la secția de vot amenajată la Liceul Constantin Brâncoveanu la ora 13. Astăzi am venit să votez, am votat pentru o schimbare în Făgăraș, am votat pentru aducerea copiilor acasă, am votat pentru un primar al făgărășenilor lângă făgărășeni, care își dorește ca împreună cu ei să reconstruiască acest oraș și să-l facă un oraș european.